Din acest dosar se apropie de 30 de milioane de euro. Și un lucru foarte important în ceea ce privește această investigație, care încă nu a fost trimisă în judecată, este că pentru prima dată procurorii de la Direcția Națională Anticorupție au scris negru pe alb că firma Teldrum ar fi controlată de Liviu Dragnea. Se apropie de final această investigație, sunt ultimele informații, dar cu siguranță mai e cale lungă până la un verdict în instanță. Să nu uităm că prima dată vom avea parte de un proces în primă instanță și apoi o decizie definitivă, dar dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat astăzi la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare, merită spus acest lucru, este unul din cele 3 care în ultimii ani l-au dus în fața justiției, fie că l-am văzut de mai multe ori la Direcția Națională Anticorupție sau la Înalta Curte de Casație și Justiție. O singură mențiune aș vrea să mai fac cu privire la primul său dosar, referendumul. Liviu Dragnea nu s-a oprit după decizia definitivă de condamnare din acel dosar. Vorbim de dosarul în care a fost condamnat cu suspendare. A continuat să lupte chiar cu statul român, mai exact la CEDO s-a dus șeful social democraților, acolo unde a acuzat o decizie nedreaptă, a spus tot timpul că a fost o condamnare politică. Pe de altă parte, știm foarte bine că a invocat multe motive procedurale în încercarea de a scăpa de respectivul verdict, fie că acea motivare a deciziei nu a fost semnată de președintele completului care l-a judecat, fie de alte aspecte. Cert este că Liviu Dragnea a rămas cu acea condamnare definitivă, o așteaptă totodată sentința din dosarul Teldrum și a primit-o acum pe cea din dosarul Bombonica, știți bine, 3 ani și jumătate de închisoare pe executare.